Dați-mi voie înainte de toate să salut prezența dumneavoastră aici, să vă mulțumesc că v-ați făcut timp să fiți împreună cu noi. Ceea ce veți vedea astăzi este o consecință firească a unei povești de viață. Poveste pe care cei care au trăit-o au dorit să o împărtășească cu dumneavoastră, cu noi. De ce? Pentru că suntem oameni, ne pasă de noi, ne pasă de cei din jurul nostru, ne pasă de comunitatea din care facem parte. Înainte de a da cuvântul personajului principal din această poveste, aș vrea să-mi dați voie să prezint invitații care se află la această masă. Este vorba de domnul Hoza Cornel, președintele Asociației Big Brothers, doamna doctor pneumolog Carmen Coman Andreea, domnul primar al orașului Cutia Turzii, domnilor Jigan, domnul viceprimar Robert Sovo, doamna psiholog Carmen Hârșan și colega noastră Claudia Chirani. Subsemnata, pentru cei care nu mă cunosc, sunt directorul Liceului Teoretic Pavel Dan. Am să dau cuvântul colegei mele, care va ști să vă povestească despre această poveste. Să-i spunem poveste, un scenariu cu un final fericit. Vă mulțumesc din suflet că ați dat curs invitației noastre. Pentru noi, prezența noastră aici reprezintă dovada faptului că ne sprijiniți de restul nostru. Vreau să mulțumesc pe lângă invitațiilor noștri și celor două eleve care au lucrat împreună cu mine la acest proiect și care m-au susținut în tot demersul acesta, și anume Andreea Preda și Teddy Diana. La fel ne-a ajutat foarte mult și Georgiana Socaciu în ultima perioadă în organizarea acestei campanii. Poate vă întrebați de ce această campanie. De unde motivul? Dincolo de faptul că această activitate este înscrisă în competiția premiile cluburilor francofone de afaceri și inclusă pe proiectul Erasmus, Learning Through Outdoor Experience, motivația este personală. Așa cum mulți dintre noastră știți, anul trecut, din nefericire, am trecut prin această experiență, o experiență nu tocmai plăcută, o experiență pe care, din suflet, mi-am dorit să o transform într-o modalitate de a ajuta pe ceilalți. Pentru că mi-am dat seama că foarte puțină lume știe informații despre această boală. Am descoperit chiar că se știu mai puține decât credeam noi, împreună cu fetele, atunci când am împărțit pe stradă piante și atunci când întrebam oamenii dacă știu ceva despre această boală. Nu o să intru în detalii pentru că va descrie mai bine boala doamna doctor Coman Andreea. Știu doar că TBC-ul sau tuberculoza este înconjurată de greșeli, de teamă. Este firească teamă, dar mai mult decât atât, este societatea care blamează, care stigmatizează și care pune etichetă unui bolnav de TBC. Recunosc că nu știu foarte multe despre această boală. De fapt, rezult ce am avut la Claudia de o lună de zile să discutăm despre această boală. Felicit inițiativa pentru că cred că orice acțiune care duce la promovarea unui cetățenilor a oricărei probleme de natură socială nu poate fi decât benefică pentru orașul nostru. În urmă cu, cred că un an și ceva, am organizat prin asociația pe care o conduc o campanie similară care promova la acel moment aducea la cunoștința cetățenilor din municipiul Câmpia Turzii ceea ce înseamnă cancerul la sân. Și am rămas surprins la acel moment de numărul mare de cetățeni care au participat la acel eveniment. Asta înseamnă că lumea dorește să fie informată. În urmă cu mai puțin de jumătate de an am lansat în municipiul nostru un proiect, i-aș spune eu, la care s-au afiliat mai multe asociații non-guvernamentale din municipiul nostru și nu numai. Și profit de ocazie pentru a-ți arăta pe Codem Hoza, pentru că și el este
partenerul în acest proiect, în vederea la proiectul fiind partenerul, fiind responsabil, fiind partenerul meu. Această măsură de conștientizare și informare în rândul populației este o metodă practică prin care se pot îmbunătăți informațiile persoanelor despre această boală, care descoperită în fază incipientă poate fi tratată. Eu vă doresc un succes în inițiativa. Mulțumesc, domnul viceprimar. Domnul președinte al ONG-ului Beard Brothers, Cornel Hoza, care este prezent și care ne susține demersul nostru, aș dori să ne spune și noastră câteva cuvinte. O primă soluție a rezolva orice problemă e informarea, cu siguranță. Suntem conectați la cazuri persoane cu dizabilități. Vedem ce înseamnă discriminarea din partea oamenilor care nu înțeleg lucrul ăsta și pe calea asta noi încercăm să ajutăm. Ne-am luat angajamentul că o să ajutăm și să facem publicul campania și la Cluj și pe calea asta vreau să vă invit și la Cluj să facem o conferință de genul, să ne ocupăm de ce înseamnă lucrul ăsta. Și mă bucur foarte tare să văd că oameni care au trecut prin experiențe de genul dau mai exact informația prin care au trecut și mă bucur să văd că elevii sunt implicați în acțiuni de genul ăsta și vreau să vă felicit de această cale. Mulțumesc mult, vă urez succes și să mai să vă ajutăm cu tot ce. Aici mă aflu pe de o parte din întâmplare, pe de altă parte chiar pot să îndrăznesc să spun că datorită unui vis, pentru că de mult mi-am dorit să discut împreună cu cei care sunt de aici, de aici, din zonă, despre probleme medicale, iar întâlnirea cu colega noastră m-a determinat să vin să vorbesc în fața dumneavoastră despre această problemă. Tuberculoza, întotdeauna spun, inclusiv pacienților, inclusiv colegilor cu care discut, că este într-adevăr, așa cum ați văzut și noastră, o poveste. Cum o să încerc să vă transmit această poveste, încă nu știu. De ce? Pentru că am înțeles că în public există persoane care sunt profesori, elevi, cadre aflate în conducerea orașului și aș dori ca toate informațiile medicale pe care le dețin să ajungă la dumneavoastră cât mai simplu. De aceea, împreună o să găsim povestea și calea ca finalul să înțeleagă toată lumea. Din punct de vedere epidemiologic, incidența tuberculozei în Europa și global este printre țările cu cea mai mare incidență. Așa că vă imaginați că anual există 13.000 de cazuri la 100.000 de locuitori, în fel la România, de cazuri noi diagnosticate sau recidive. Ce înseamnă caz nou diagnosticat, ce înseamnă recidivă? Un caz nou este situația colegei noastre, situația în care este diagnosticată cu această boală despre care o să vă povestesc și este tratată și are mare noroc ca desfășurându-se o viață normală în continuare, ca urmându-și tratamentul, niciodată să nu mai repete acest episod nefavorabil. Dar există situația acestor recidive și aici o să vă spun o poveste, o să vă dau un exemplu ca să rămâneți cu anumite aspecte. Povestea sună așa. Astăzi, în cabinetul de consultație, ora 10 dimineața, mi s-a adresat un caz. Un caz de tuberculoză, evidentă, pe radiologie, pe imaginea radiologică, evident, pentru că pacientul întușa în așa manieră încât astfel încât desfășurată de activitate, știi că nu este simplă, nu se banală, datorată unei infecții respiratorii. Pacientul cu care am discutat și care mi-a spus că a avut tuberculoză în anii 70, care cineva din anii 90 a fost internat mult timp în servicii medicale în diverse zone din limitrofe Clujului, era să dea ajuns la mine. Și atunci, vreun membru din această seară poate să vină cu o idee, poate să ne oferă o idee, ce putem să facem? Că de fapt, eu sunt aici ca să vă informez, dar v-am spus un caz real care s-a întâmplat astăzi, da? Bun. Acum doresc doar subțin să vă spun câteva lucruri despre tuberculoză. Am spus, este boală infecto-contagioasă. Asta înseamnă că oricare dintre noi ne putem infecta cu acel vaccin. Cum?
Nu dacă bem apă, nu dacă punem mâna, nu dacă îmbrățișăm pe cineva, nu dacă facem transfuzii de sânge, ci prin aer. Deci, cine are tuberculoză infectant și tușește într-o sală acei bacili care sunt de ordinul micronilor, încep, conform gravitației, să se așeze. Cei care sunt extrem, extrem de mici, rămân în aer. Rămânând în aer, am tușit, vine cineva după mine, respiră la inhalat. Este de ordinul micrometrilor, se așează în alveolele pulmonare și stă acolo cu minte. Stă cu minte până când? Până când organismul, dintr-un motiv sau altul, este slăbit, ca să vă înțelegeți noastră, sau așa cum cunoașteți, că foarte bine că mi-a scăzut imunitatea. De ce? Și aici ar fi grupele la risc. Cine face tuberculoza vivă? Femeile. Femeile între 20, 30 și puțin de ani sunt psihoemoțional ușor mai labile. Sunt la vârsta procreierii, le scade imunitatea. Devin mame și au sarcina care nu sunt pregătite. Sunt eleve studioase. Sunt... opresc aici, ca să nu vorbesc rău despre noi femeile, da? Deci un grup populațional atât este femeia tânără. Multe femei cu tuberculoză sunt tinere. După care, să revin la bărbați. Bărbații când divorțează fac tuberculoză, da? Mulți bărbați care sunt în pragul divorțului s-au prezentat și sunt în literatură astfel de cazuri. Cine mai fac tuberculoză? Bineînțeles că copilașii sau persoanele care au boli imunodeficiente, gen cancere, inclusiv diabet, inclusiv diverse boli genetice foarte grave, dar între această categorie și în general nu ne întâlnim cu aceste cazuri în comunitățile școlare, când sunteți dumneavoastră, pentru că facem, până la urmă, mai sunt capabili să își desfășoare activitățile. Cea mai frecventă este cea pulmonară. Cum o diagnosticăm? Toată lumea sare pe radiografie sau pe acel test de bun, cred că cu toții sau marea majoritate știți că se face o interdermabilație, reacție la tuberculină. Într-adevăr, e corect, însă diagnosticul de certitudine ale unei infecții tuberculoase este prin, uitați, suntem exact la slide-ul respectiv, este prin expectorația într-un recipient care să transmită acea expectorație către analize pentru identificarea bacilului COH, adică bacilul Mycobacterium tuberculosis. Până în anii 50-60 se murea de tuberculoză. Cei care aveau șansa să trăiască, trăiau. Acum se tratează de când s-a descoperit terapia specifică antituberculoasă. Bacilul COH a fost descoperit la Berlin de către cel care poartă numele, însă pot să vă spun că această boală este veche. Este veche dinainte de evul mediu. Și de unde știu acest lucru? Pentru că au fost făcute diverse studii conform cărora miile egiptene au avut în ADN-ul rămas în urma scheletelor Mycobacterium tuberculosis în resturile respective. Da? Astea sunt lucruri de detaliu, dar ca să vă dați seama cât de grav poate să fie. Pacientul care urmează tratament antituberculos, la o lună de zile de la tratament corect, teoretic este cu infecțiozitate către zero. Dacă se fac teste de laborator, mai apar bacilii în spută, dar acestea de obicei sunt reziduri cadaverice. De aceea, cartea spune la două luni garanția 100%. Deci, stimați elevi, profesori, consilieri, domnule primar, deci tuberculoza și pacientul cu tuberculoză, dacă face tratament de zile, după două luni și asta este limita superioară, el nu mai este contagios, el nu mai infectează după pe nimeni. Spun două luni, asta e teoria mea, alții spun o lună, eu prefer să fiu mai precaut.
caută. Deci nu mai este infecțios, deci nu poate să-și reia activitatea. Dacă aveți întrebări, dacă n-am dezbătut un anumit aspect, ce l-am dezbătut este profilaxia. Profilaxia înseamnă cum putem reveni. Este destul de greu să prevenim. E bine să știi care sunt simptomele. Adică, să vină în greutate importantă, deci nu un kilogram, două, să vezi că omul se usucă în 6 luni, valoare, face încercănat, tulburări de dispoziție și pacientul este agitat, nervos, nu se simte efectiv bine, după care vin, acestea se numesc simptome de impregnare bacială, după care vin simptomele clasice cu care debută cazurile. Unele sunt fulminante, prin febre masive, prin imagini radiologice, prin pneumonii paratuberculoase, altele sunt în cerele întâlnit ca și viroze respiratorii, iar altele sunt descoperite absolut întâmplător. Adică stau și momesc. De aceea tuberculoza, într-adevăr, din punctul meu de vedere și nu numai al meu, este o problemă, pentru că uneori este foarte greu să stabilești diagnostic și să-l confirmi, pentru că nu întotdeauna pacientul este pozitiv în urma expectorației, deși are imagine radiologică, dar nu poți să începi tratamentul când nu ai canal, nu ai confirmarea, pentru că este un tratament costisitor, greu, pe care trebuie să ți-l asumi ca medic curant, iar dacă nu ai diagnosticul bun, poți să ai probleme medico-legale. De aceea au fost cazuri de tuberculoză confirmate prin operație. Acum, legat de populația între 40-50 de ani, sau, cum să spun, mă refer așa la persoanele, cadrele didactice care sunt în această situație. Nu pot să spun că cineva de 40 de ani n-ar putea să facă tuberculoză, dar la șansele de recuperare nu cred că ar reprezenta o problemă. Ce n-am vorbit? Cred că n-am vorbit despre ce trebuie făcut în școli dacă cineva are tuberculoză. Bineînțeles că trebuie făcută ancheta epidemiologică a tuturor contactilor și asta ar trebui să fie extrem de bine pusă la punct de către instituția medicală a fiecărei școli. Ce trebuie medicul de școală, dacă există, nici nu știu dacă există, sincer, medicul de școală se face iar ancheta epidemiologică. Și, din păcate, pe toate specialitățile medicale, când se aude cuvântul tuberculoză, se pune foarte mult la noi, în cazul în care și inclusiv noi, că fiziologii, ca specialitate, suntem ușor stigmatizați. Da. Pentru că dată în pacienții de tuberculoză. Nu fac o problemă. Nu există măști de protecție, dar cum te poți proteja? Din punctul meu de vedere, te protejezi 20%. În rest, și mie nu s-au să faci tuberculoză, la fel ca prima mamă. Și au fost cazuri. Dar asta este. Mergem pe cine face tuberculoză din adăugă.